Vineri urmează să se întâmple Black Friday. De fapt, Black Friday ar fi trebuit să se întâmple în ultima vineri din luna noiembrie, dar așa suntem noi românii. Vrem să importăm un eveniment și să-l facem când vrem noi. A mai fost o vineri, vinerea trecută, când deja câteva magazine au furat startul și au organizat așa-numitele reduceri de Black Friday. Însă vinerea aceasta, în România, cei mai mari onlineri și cei mai mari retaileri chiar o să facă ceva reduceri. Hai să vedem ce putem să facem, cum să ne pregătim cu adevărat pentru ca să profităm de acest eveniment numit Black Friday. E bine ca să știm ce vrem de dinainte. E bine ca să monitorizăm prețurile pentru produsele pe care ni le dorim sau pe care dorim să le achiziționăm de Black Friday cu o lună înainte. Oricum ar fi, dis de dimineață, vinerea aceasta, e bine să deschidem magazinele online, să căutăm produsele pe care le-am identificat din vreme și să, eu zic că și 7-8 dimineața este o oră potrivită și să profităm de lucrul acesta. Pentru cei experimentați deja, recomandarea mea este să folosească aplicațiile specifice ale producătorilor. Sunt aplicații care oferă un avantaj de timp. Îți permit să fii deja autentificat, să introduci deja produsul la coș și să faci tranzacția asociind cardul de dinainte. Având toate acestea, vă doresc cumpărături plăcute, profitați de reducerile de 20 până la 30% care se întâmplă în această zi și fiți pregătiți să nu mai găsiți toate produsele pe stoc. Cine se trece dimineață, departe ajunge. Cine folosește cumpărăturile de Black Friday, primește un avantaj comercial. Cumpărături plăcute!